Doi muzicieni excepționali, un instrument istoric pe care a cântat în trecut însuși George Enescu. Entuziasm, energie și dorința de a duce muzica mai departe au fost ingredientele unui concert extraordinar care a mângâiat sufletele melomanilor. Trebuie să mărturisesc că este prima dată când vin la un astfel de spectacol. Sunt impresionat deosebit de ceea ce am ascultat. Foarte frumos. Ați mai văzut? Da, da. Da. Ce v-a plăcut cel mai mult în repertoriul ales? Totul. Sublim. Extraordinar. Mai ales că urmăresc de foarte mult timp pe maestrul Cruitoru. L-am ascultat cântând într-un victet și interpretând un prelucrări folclorice din Transilvania. A fost mai pomenit. Concertul face parte din cel de-al cincilea turneu al Viorii Călătoare, inițiat de postul public de radio cu scopul de a populariza compoziții excepționale și un instrument extrem de valoros. S-a dovedit a fi o seară foarte bună, foarte plăcută din punctul nostru de vedere și după reacția publicului care s-a ridicat de două ori în picioare, cred că și cei care au venit să ne asculte în această seară s-au simțit foarte bine. Programul, eu cred că a fost bine ales și am creat o oră de liniște. Eu zic că de fiecare dată își atinge scopul. Și de ce spun chestia asta? Pentru că oamenii vin cu curiozitate, în principal să vadă vioara, în al doilea rând, mulți dintre cei care vin să ne asculte, mai ales în localitățile rurale, practic n-am mai avut niciodată ocazia să asculte un concert sau, mă rog, un recital simfonic sau de muzică clasică. Ultimul concert susținut de cei doi mari instrumentiști în județul Olt a fost la finele anului trecut la Osica de Sus.